Mihail Sadoveanu, un caz al literaturii române. Spun că este un caz pentru că, deși scriitor ultracanonizat, în ultimele decenii receptarea sa a fost umbrită de implicarea sa politică din ultima parte a vieții și, în același timp, în ultimii ani, e greu să spun câți, mai mulți sau mai puțini, există așa un fel de prejudecăți cu privire la, să zicem, arhaicitatea operei sale, cu privire la aparenta sa vetustețe, desuetudine, care, vezi, Doamne, nu ar mai fi pe înțelesul și pe interesul publicului tânăr în special. Sadoveanu rămâne totuși un continent al literaturii române și, din punctul meu de vedere, nu numai din punctul meu de vedere, este cel mai important prozator al literaturii române din toate timpurile. Este însă un scriitor de limbaj, este și un scriitor de limbaj, un scriitor care și-a creat o limbă proprie, foarte greu de tradus, foarte greu de echivalat în afara literaturii române, deși s-au făcut eforturi, au existat numeroase traduceri de-a lungul timpului. Sadoveanu e un scriitor extrem de interesant, dincolo de clișee didactice cu care opera sa enormă, de aproape 100 de volume, a fost acoperită. Este și un scriitor antropolog, un scriitor care dă o imagine extraordinar de complexă și de armonioasă a spiritualității autohtone. Este departe de a fi un scriitor al Moldovei, doar un scriitor al Moldovei. Este în egală măsură un scriitor al Dobrogei, al Dobrogei turcești, despre care a scris pagini splendide, începând cu volumul din 1911, Priveliști Dobrogenei, și trecând prin, să zicem, romanul turcesc, de medii turcești, Dobrogene, Ostrovul lupilor, îmbibat de înțelepciunea lui Nastratin Hogea. Este și un scriitor al răsăritului, un scriitor al înțelepciunii orientale, este un scriitor al Bizanțului, Bizanțul din Creanga de Aur. Este splendid prins în pagini fastuoase, sau Bizanțul din Zodia Cancerului, sau Vremea Ducăi Vodă. Este în același timp un scriitor interesat de spații exotice de care nu s-a ocupat până la el nimeni sau aproape nimeni. Cum ar fi, să zicem, zona siberiană iacută pe care o întâlnim în micul roman Uvar. Uvar, care conține în miezul său un fragment din prima scriere publicat în limba iacută, un trip din nordul Siberiei, la jumătatea secolului al XIX-lea. Primul scriitor iacut este tradus de Sadoveanu, adaptat și folosit ca materie primă în romanul său. De asemenea, opera sadoveniană conține cărți despre Mongolia, despre Asia Centrală, cuibul invaziilor, o carte despre care se vorbește, din păcate, foarte puțin astăzi, despre Australia, Țara Cangurului, o carte apărută în 1937, care face așa un fel de monografie a Australiei primitive la confluența cu modernizarea sa britanică de la jumătatea secolului XIX. Apoi avem un Sadoveanu interesat de zona asta indo-persană, pe care o cultivă într-un roman splendid, pot să-i spun roman, deși este o scriere foarte greu de clasificat, Soarele în baltă sau Aventurile șahului. O serie de povești despre șah care dau, de fapt, un fel de tablou al relațiilor între Orient și Occident. Este o carte cu o dimensiune geopolitică și geoculturală extrem de subtilă. O carte de înțelepciune în același timp. Sadoveanu a fost un mare șahist. După cum se știe, a fost un mare mason după 1927, când a devenit și mare maestru al lojii masonice din România, interesat de tot ceea ce implică științele ezoterice și, mă rog, toată simbologia aferentă. A fost un mare vânător, un mare pescar, dar toate aceste elemente sunt integrate în proza lui
unei filozofii extrem de subtile și extrem de sofisticate. Nu este un scriitor descriptiv, așa cum s-a spus adesea. Și de fapt, descriptivul la Sadoveanu este o capcană. Sadoveanu este un scriitor intelectual, un scriitor reflexiv. Cel puțin Sadoveanu de după 1927-1928, Sadoveanu de după Hanul Ancuței. Hanul Ancuței e așa un fel de bornă a marilor capodopere sadoveniene. După Hanul Ancuței, sau odată cu Hanul Ancuței, începe de fapt un alt Sadoveanu, marele prozator mitic, inițiatic, ezoteric al perioadei interbelice. Acest Sadoveanu, acest al doilea Sadoveanu, nu cel dinainte de primul război mondial, autorul durerilor înăbușite, al prozei de provincie moldovenească, nu, Sadoveanu, autorul marilor romane istorice, inițiatice, mitice, a fost revalorizat destul de târziu. Până târziu a existat o prejudecată a unui Sadoveanu, autor de fantezii pescărești, prozator al naturii, poet liric al Moldovei și așa mai departe. Abia odată cu Tudor Vianu a început să se vorbească despre un scriitor savant, un scriitor rafinat, infuzat de umanismul răsăritean, spune Vianu. Iar din anii 60-70, odată cu contribuțiile critice de primă mână ale lui Paul Georgescu, apoi Nicolae Manolescu și Alexandru Paleologu, putem vorbi despre o altă imagine a lui Sadoveanu, un scriitor sapiențial, un scriitor trecut prin cărțile de înțelepciune ale culturii europene, prin marile tradiții spirituale ale Orientului, dar și ale Occidentului, un scriitor livresc, un scriitor înrudit mai degrabă cu Hermann Hesse sau cu Ernst Jünger decât cu, să zicem, Guy de Maupassant sau cu naturaliștii francezi în general, așa cum fusese primul Sadoveanu, cel din anii debutului și din primele două decenii de activitate. Sadoveanu a fost un scriitor foarte prolific. El a debutat, după cum se știe, cu 4 romane în 1904, anul lui Sadoveanu, cum a spus Nicolae Iorga. A avut o activitate prodigioasă, a scris și literatură de popularizare, a scris și literatură hiper rafinată pentru un public cultivat, de elită. A scris, a romanțat și cărți populare, Genoveva de Brabant, Halimaua, cele 1001 de nopți. De asemenea, Viețile Sfinților au fost prelucrate de el în manieră proprie, împreună cu bunul său prieten Dede Patrașcanu, în anii 20, în două volume. E un scriitor format la școala, la mai multe școli, de fapt. La școala lui Ion Creangă, pe de o parte, și a cronicarilor moldoveni, Neculce, în primul rând, cu ajutorul cărora și-a forjat un limbaj propriu, inconfundabil și, din păcate, și foarte greu traductibil, un limbaj creator de atmosferă. Acest limbaj sadovenian e în măsură să restituie până la nivel de detalii o anumită sensibilitate veche moldovenească, foarte greu de echivalat într-o altă cultură. Dar dincolo de asta, Sadoveanu este puternic marcat de literatura enciclopediștilor francezi din secolul al XVIII-lea, XVII-lea, al XVIII-lea, de Voltaire, de Montesquieu, de acele ficțiuni ale străinului pe care Montesquieu sau Voltaire le-au elaborat și prin intermediul cărora, de fapt, cultura occidentală europeană privește în oglinda Orientului și act de propria diferență. Cum poți să fii persan? Se întreabă un erou din scrisorile persane ale lui Montesquieu. Ei bine, această ficțiune a străinului este preluată de Sadoveanu într-o manieră proprie și aici mi se pare foarte interesant un aspect biografic al lui Sadoveanu. Sadoveanu este o personalitate duală, o personalitate scindată, care datorează câte ceva important, atât
moștenirii paterne, pe filiera tatălui său Alexandru Sadoveanu, cât și celei materne. Mama sa, Profira Ursachi, era o femeie fără știință de carte, dintr-un sat de pe malul Moldovei, Berșeni, însă foarte familiarizată cu științele populare, să zicem așa, magia și așa mai departe. În vreme ce tatăl era un boiernaș, un avocat raționalist, ateu, foarte cultivat, bun cunoscător al istoriei Franței și al istoriei autohtone românești, care într-un fel l-a format până la un punct pe Sadoveanu, dar care, având o relație destul de complicată cu soția sa, cu Profira Ursachi, cu care s-a căsătorit oficial de altfel foarte târziu, a avut o influență, mă rog, un impact mai degrabă negativ asupra fiului, care s-a întors la un moment dat împotriva tatălui, după moartea prematură a mamei, și ea a încercat să-i preia, de fapt, mesajul. Lumea țărănească a Profirei Ursachi, lumea umiliților și ofensaților vieții, cum îi va place Sadoveanu să spună mai târziu, este lumea al cărei avocat a fost de la început și va fi într-un fel până la sfârșit scriitorul. În același timp, experiența paternă, hiperintelectualizată, dar și stilul de viață așa mandarinal, de om care trăiește pe picior mare, i-a fost caracteristic și fiului. E foarte interesant și relevant acest lucru. Sadoveanu, din punct de vedere politic și social, a fost un om mai degrabă al situațiilor, să zic, oficiale. Un scriitor pentru toate anotimpurile. Întotdeauna Sadoveanu a știut să găsească cele mai potrivite căi de a trăi bine, confortabil, de a avea un fel de autonomie personală și în același timp o, să zicem, capacitate financiară de a gestiona o viață confortabilă pentru foarte numeroasa sa familie. A avut foarte mulți copii. Pentru asta a avut nevoie, de fapt, de un succes de care, din fericire, a beneficiat de la început. Sadoveanu este poate primul scriitor român care a fost capabil să se întrețină din propriul scris și care a pledat toată viața, inclusiv în calitatea asta de conducător al breslei scriitoricești, de președinte al Societății Scriitorilor Români și apoi mai târziu al Uniunii Scriitorilor din România, a pledat pentru drepturile breslei, pentru buna susținere financiară a scriitorilor. Încă de la debut, spuneam, literatura lui Sadoveanu s-a vândut foarte bine. Și atât de bine încât autorul a reușit să-și creeze o situație financiară extraordinar de solidă, de consistentă. Mai mult decât atât, a reușit prin intermediul acestei literaturi să își facă relații foarte importante în mediul politic la vârf. Atât prin susținerea lui Titu Maiorescu de la debut, cât și prin aceea lui Spiru Haret. Sadoveanu a fost foarte apropiat de ministrul instrucțiunii publice de la începutul secolului 20, Spiru Haret, a colaborat cu el, a avut o acțiune educativă extrem de pregnantă și în privința culturalizării satelor, a poporului. Sadoveanu a fost și un mare animator cultural, de fapt, și un educator. Fiica sa, Profira Sadoveanu, spunea că dacă tatăl său nu ar fi fost scriitor, ar fi fost un extraordinar profesor, un mare pedagog. Și de fapt, literatura lui Sadoveanu are și o dimensiune pedagogică foarte importantă, dar ea este, cum spuneam, și o frescă antropologică a poporului român. Este o literatură centrată pe lumea satului, așa cum circulă un clișeu. Sadoveanu este deopotrivă un scriitor al arhaicității autohtone,
al ciobanilor care trăiesc după ritmuri ancestrale, lumea din Baltagu, să zicem așa, dar nu numai, și un scriitor al orașelor, un scriitor al târgurilor de provincie, dar și al Bucureștiului, și un scriitor al Bizanțului, după cum spuneam. E și un scriitor interesat de tradițiile spirituale ale extremului Orient. Și aici aș aminti o capodoperă peste care se trece destul de repede și de superficial, o capodoperă narrativă din 1943. E vorba de Poveștile de la Bradul Strâmb, un fel de replică peste timp a Hanului Ancuței, pe linia asta povestirilor cu ramă, de tip Decameron, Decameronului lui Boccaccio. În Poveștile de la Bradul Strâmb, o carte scrisă în refugiu, în munții Șureanului, de Sadoveanu se retrăsese din calea extremei drepte, care în anii 30 încercase să îl scoată din viața publică, ia ars cărțile și așa mai departe. Ei bine, în acest refugiu montan, la înălțime, Sadoveanu adună povești din zona Coreei, a Japoniei. Sunt de fapt traduceri, unele dintre ele, traduceri și adaptări puternic sadovenizate, extrem de rafinate. Spre exemplu, Hojoki. Hojoki este un text clasic japonez, unul dintre marile texte ale culturii japoneze clasice, care este pentru prima dată tradus și adaptat la noi de Sadoveanu. Capitolul Hojoki din Poveștile de la Bradul Strâmb este de fapt o traducere. Și alte capitole de acolo sunt de asemenea traduceri și adaptări. Există texte din zona Coreei, din Halima, din O mie și una de nopți, în general din spațiile acestea răsăritene, în care, de fapt, Sadoveanu regăsește situații pe care le observă și în jurul său, în munții dacici ai Șureanului, în munții străvechi ai Moldovei. Sigur, Sadoveanu a fost foarte mult atașat acestui spațiu moldovenesc. Există tot felul de clișee cu privire la el, ceahlăul literaturii române, eu zice mai degrabă vârful moldoveanu al literaturii române, pentru că este totuși cel mai înalt vârf al Carpaților românești, vârful moldoveanu, în vreme ce ceahlăul, care e un munte foarte frumos și spectaculos, e totuși un munte relativ puțin înalt. Sadoveanu este un scriitor plin de surprize, este de fapt un scriitor foarte sofisticat, preocupat nu numai de științele ezoterice în anii maturității sale, ci și de științele experimentale, și întâlnim în romane istorice sau în ficțiuni de actualitate tot felul de trimiteri la științe, la radiestezie, spre exemplu, în novela Morminte, care poate fi pusă în relație cu primele experiențe de radiestezie din spațiul românesc în acea perioadă. De asemenea, cu fizica cuantică în incipitul splendid al romanului istoric Nunta domniței Ruxanda, unde se pătrunde în istorie pe calea unei peșteri inițiatice, dar înainte de asta are loc o întreagă discuție despre viteza luminii și despre felul în care pe această cale poate fi reproiectat prin mijloace tehnice contemporane trecutul istoric al strămoșilor noștri. De fapt, Sadoveanu a încercat cu mijloace foarte sofisticate și deloc străine de modernitatea cea mai avansată să recupereze tradiții străvechi uitate, să recupereze o identitate autohtonă care a fost trecută fie sub tăcere, fie a fost privită cu dispreț, o anumită, sau așa zisă, lipsă de tradiție autohtonă. Și literatura lui poate fi privită ca o inițiere în acest spirit al locului. Un spirit al locului care vine de departe, care vine de la Egipt, care vine din filosofia pitagoreică a antichității, vine într-o întreagă gândire a antichității din spațiul mediteranean sau chiar extraeuropean. Și aici Sadoveanu se întâlnește foarte bine cu Mircea Eliade, pe această linie a continuității dintre preistoria autohtonă și preistoria Orientului, a spațiului
indo-european. Ei bine, în ceea ce privește literatura lui Sadoveanu, s-ar putea vorbi foarte mult și despre diplomația sa culturală și despre discursul gastronomic. De fapt, e o întreagă filozofie gastronomică la Sadoveanu. O filozofie a gustului și în același timp o diplomație culinară. În Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi Vodă, care este unul dintre marile romane istorice ale lui Sadoveanu, avem de fapt o intrigă diplomatică și în același timp imagologică. E acea întâlnire dintre Occident și Orient prin intermediul abatelui spion catolic Paul de Maren la sfârșitul secolului al 17-lea și o Moldovă epuizată de biruri, sărăcită, dar care rezervă surprize între cele mai spectaculoase. Acea inițiere a lui Paul de Maren în casa rezeșului Lăzărel Griga în bucătăria moldovenească este de fapt o inițiere în filozofia și în sensibilitatea unei Moldove profunde. E un întreg protocol acolo al gustului, al mâncării, un mod de a fi până la urmă care este pus în scenă cu un rafinament, cu o abilitate ieșită din comun. De fapt, literatura lui Sadoveanu trebuie citită în subtextele ei. Trebuie citită dincolo de aparențe. Sadoveanu este un scriitor plin de surprize și în același timp este un scriitor cartograf, un scriitor care realizează hărți ale unor culturi urmărite, de fapt, în toate detaliile lor. Am vorbit despre el ca despre un scriitor etnolog sau un scriitor antropolog sau imagolog. Este într-adevăr vorba de așa ceva și schimbând ce e de schimbat, păstrând toate proporțiile, am putea vorbi despre importanța lui Sadoveanu în interiorul culturii, literaturii române, ca fiind una comparabilă cu cea lui Balzac în interiorul literaturii franceze sau a lui Tolstoi în interiorul culturii ruse. Sadoveanu este un scriitor care, dincolo de toate cazurile studiate, urmărește de fapt să reconstituie un cosmos, un cosmos autohton. Este o lume urmărită, cum spunea Călinescu, în toate instituțiile ei. Fie că e vorba despre lumea pastorală, fie că e vorba despre lumea urbană, fie că e vorba despre lumea țărănească, avem de a face cu o întreagă societate, cu tradițiile ei, cu ritualurile ei, cu comportamentele ei. Iar atunci când Sadoveanu se apleacă asupra, să zicem, vânatului și pescuitului care l-au pasionat încă din adolescență și ele tot pe filieră paternă, de fapt nu putem vorbi despre același lucru pe care îl întâlnim, să zicem, în povestirile cinegetice ale lui Ivan Turgeniev, din care Sadoveanu a și tradus povestirile unui vânător. E vorba de mai mult decât atât. E vorba de o întreagă filozofie a vânatului și a pescuitului. Este o înțelegere mai profundă a lumii. Și aici sigur că putem să-l plasăm pe Sadoveanu și pe o întreagă orbită ecologică până la urmă. Ecocritica actuală ar putea să-l recupereze foarte bine pe Sadoveanu. Sadoveanu nu a fost deloc un refractar civilizației, tehnologiei moderne. Dimpotrivă, el a fost de la început un colaborator al radioului public, a fost interesat, spuneam, de inovațiile științifice. În același timp însă el s-a dovedit de la început a fi mai degrabă sceptic față de capacitatea tehnologiei de a schimba în bine omul. Și treptat a început să dezvolte un fel de atitudine de respingere față de această tendință pe care el o acuză în anii 30-40, de ascensiunea fascismului, de militarismul care a dus la hecatombele de victime din
al doilea război mondial. Sadoveanu acuză această dezumanizare tehnologică a Europei moderne, pe care o cunoaște, repet, foarte bine și pe care o înțelege în profunzime, și încearcă să îi dea șah, ca mare șahist ce se afla, prin intermediul spiritualității răsăritene, orientale. Și aici Sadoveanu se întâlnește în oglindă cu colegul său de clasă din liceu, criticul Elovinescu, Eugen Lovinescu, împreună cu care se juca de hoții și vardiștii. Hoțul, haiducul fiind de fiecare dată Sadoveanu, iar vardistul, polițistul fiind criticul Lovinescu. Cei doi au fost pe poziții ideologice destul de diferite și a zice chiar geoideologice foarte diferite. Sadoveanu este un avocat al spiritului răsăritean în cultura română, în vreme ce Lovinescu este, dimpotrivă, un avocat al Occidentului, al liberalismului occidental. Însă gândirea orientalizantă răsăriteană a lui Sadoveanu este o gândire la fel de liberală ca aceea occidentalizantului Lovinescu. Este o gândire multiculturală. Aș zice, este un multiculturalism sau o multiculturalitate răsăriteană. Sadoveanu este un scriitor extrem de tolerant și din unghiul de vedere al multiculturalismului actual, cred că s-ar califica foarte bine. Sadoveanu a fost în perioada interbelică și înainte unul dintre cei mai deschiși către alteritate între scriitorii români. A fost și un mare filosemit, ceea ce a creat mari probleme în relația cu extrema dreaptă în ascensiune din anii 30, care, spuneam, i-a ars cărțile și a încercat chiar să-l ucidă. Sadoveanu a scăpat la mustață de uciderea efectivă, nu doar în efigie. Este un scriitor ecumenic, un scriitor care, fiind foarte autohton, este deschis către toate azimuturile, către toate spiritualitățile și încă de la începuturile formării sale a fost așa. El a crescut într-o lume multietnică, într-o lume multiculturală, în Pașcani, aceea de la sfârșitul secolului al XIX-lea, erau oameni din toate etniile, veniți din toate colțurile lumii. A crescut printre evrei, printre polonezi, printre austrieci și această formație, până la urmă, a făcut din el un om extrem de tolerant. Deci, pe de o parte, un mare autohtonist conservator, pe de altă parte, un spirit ecumenic, hipertolerant, hiper, să zicem, hiper deschis, dacă pot să spun așa, către toate azimuturile. Adeziunea sa la masonerie, care este o formă de universalism, până la urmă, se explică și prin acest caracter ecumenic al gândirii sale. Dar în interiorul masoneriei, Sadoveanu a încercat să împace acest universalism, acest internaționalism, într-un fel, cu spiritul autohton. Ceea ce s-a întâmplat după 1945 cu el, când a devenit așa un fel de, zicem, mandarin al noului regim comunist, implică o altă discuție. După celebra conferință Lumina vine de la răsărit, care de fapt e un titlu de inspirație masonică, și cred că ar merita redeschis acest dosar privit Sine Ira et Studio. Este foarte interesant. Sadoveanu de după 1945 merită privit dincolo de clișeele și de ștampilele care au fost aplicate. E de văzut care au fost costurile, care au fost beneficiile implicării sale în noua lume și ce l-a împins până la urmă către această adeziune, pentru că există multe explicații și multe surprize. Sigur că există și un anumit oportunism al lui, dorința de a trăi, sigur, pe picior mare, după cum ziceam, dar există și o continuitate cu vechiul Sadoveanu. Sadoveanu este un om cu multe fețe. Este un om, spuneam, un scriitor pentru toate anotimpurile și este un scriitor care așteaptă de fapt să fie recitit și să fie redescoperit, să fie repus în valoare. Dincolo de orice fel de clișee didactice, de tot felul de clișee de presă mai mult sau mai puțin tabloid, Sadoveanu are foarte multe lucruri de spus și ceea ce e important este să-l facem traductibil pe Sadoveanu pentru tinerii zilelor noastre, pentru că limba lui arhaizantă, îmbinată de toate savorile vechii Moldove, e percepută, din păcate, ca fiind o limbă străină, o limbă foarte străină. Dar cred că ar trebui să ne obișnim să învățăm și aceste limbi străine, aceste limbi literare străine splendide și care ne deschid
perspective de care, care ne îmbogățesc până la, la urmă. Sadoveanu merită din, din plin o recitire, aș zice, integrală. Este un, un scriitor care își așteaptă reconsiderarea și orice am face până la urmă ne întoarcem la, la el. În ceea ce mă privește, trebuie să spun că deși sunt prin naștere și prin genealogie muntean, bucureștean prin naștere, muntean prin genealogie, datorită lui Sadoveanu, pe care l-am descoperit în copilărie, am devenit și moldovean. Sadoveanu a scos moldoveanul din mine și nu numai moldoveanul, dar a scos din mine și un interes pentru spiritualitățile extraeuropene. Și din acest punct de vedere putem vedea în el și un fel de decolonizator de spirite, ca să preiau o formulă aplicată unui alt autor interbelic. E în orice caz un scriitor care poate să să schimbe foarte mult perspectiva asupra literaturii și asupra culturii române, dacă ar fi bine branduit pentru un public străin. Cred că potențialul de branding al lui Sadoveanu este enorm și asta se vede și în interiorul culturii române efective și în materie de turism cultural. Gândiți-vă la ce a făcut Sadoveanu cu Hanul Ancuței. Hanul Ancuței a devenit, rog, un fel de loc simbolic pe harta României. Este un restaurant foarte respectat astăzi pe acel loc unde a fost cândva Hanul Ancuței, a existat efectiv. E un exemplu de branding turistic autohton, dar dincolo de acest tip de branding putem vorbi și de un branding de țară, de cultură până la urmă. Dacă știm să îl valorificăm pe Sadoveanu, inclusiv din unghi geocultural, aș zice, și imagologic, putem să deschidem niște breșe de întâlnire către alte culturi. Așa zis intraductibilul Sadoveanu, aparent desuetul Sadoveanu s-ar putea să fie o carte câștigătoare din acest punct de vedere. Totul este să reușim să îl valorificăm pe gustul și pe calapodul sensibilității contemporane. Eu cred că Sadoveanu are, din acest punct de vedere, un potențial imens, încă nevalorificat.